Acțiunea a avut loc în jurul prânzului pe lacul de acumulare de pe râul Jiu, în zona podului de la Insuliță. Două victime rămase pe gheață și alte două captive într-o copcă au fost salvate de echipele de intervenție. Hai. Mutăm coarda. Exercițiul în sine a urmărit testarea echipamentelor de lucru și salvare, verificarea echipamentului de protecție și evaluarea capacității de intervenție a salvatorilor montani în condiții de lucru în mediu acvatic și la temperaturi foarte scăzute, condiții similare celor ce pot fi întâlnite pe timp de iarnă în intervențiile salvatorilor montani din peșterile inundate sau din lacurile montane. Am simulat 3 exerciții de salvare cu situații aflate în persoane, cu persoane surprinse pe suprafețe acvatice, la suprafață, surprinse în gheață sau sub calota de gheață. Am încercat să intervenim cât mai repede pentru că temperaturile sunt foarte scăzute, iar șansele de supraviețuire ale victimelor depind de intervenția foarte rapidă. Am folosit și echipament de scufundare sub apă și echipament de protecție termică la nivelul apei înghețate și la gheață spartă și echipament pentru lucru la suprafață. Trecătorii au fost atrași de sirene și de acțiunea desfășurată pe Jiu, așa că s-au strâns în jurul salvamontiștilor pentru a asista la exercițiul de salvare. Ați auzit de astfel de situații? Da. Da. Sunt pescari care vin des aici, ar putea fi puși în situația asta? Sigur. Mai ales acum. Credeți că ar avea șanse de supraviețuire la o astfel de intervenție? Știți cum e. Șansa e dată de la Dumnezeu. Sunt minime, dar e una. Una la 1000 trebuie fructificată. Cu intervenția specialiștilor au șanse la viață. Corect. Operațiunea s-a desfășurat pe toate etapele specifice unei acțiuni reale, pornind de la alarmare, managementul evenimentului și a resurselor, deplasarea la locul incidentului, organizarea acțiunii de recuperare, acordarea primului ajutor, protecția termică a victimelor și a salvatorilor, urmate de transferul accidentaților către serviciul de ambulanță.